Luna noiembrie s-a instalat în forță, cu vreme mai rece decât în mod normal în această perioadă. Dimineața, temperaturile au coborât în unele zone până la pragul înghețului. Este efectul valului de aer polar care a ajuns în România. Fric va fi și în zilele următoare, spun meteorologii. A fost una dintre cele mai geroase dimineți din acest sezon. La Miercurea Ciuc, termometrele au arătat minus 9 grade. Vremea nu i-a surprins pe locuitorii, învățați cu vremea vitregă. Înainte era mai frig, prin 87-88 erau minus 35 de grade. Destul de frig și destul de repede, spun localnicii. Temperaturile au scăzut chiar și cu 10 grade Celsius la malul mării, așa că s-a revenit la geci. Deși avem parte de soare, nu este suficient. Vântul intensifică senzația de frig. La munte vântul puternic completează peisajul deja înghețat. La ieșire din stațiunea rânca, la 1800 de metri altitudine, acolo unde noaptea trecută temperatura a scăzut până la minus 7 grade Celsius. Maxima nu va trece de 4 grade toată săptămâna. Zilele viitoare temperaturile se vor întoarce la valorile normale pentru această perioadă, cel puțin pe timpul zilei, dar nopțile vor fi mai reci decât ar trebui în aproape toată țara, relatează observatornews.ro.